Hoțul din Botoșani are 16 ani și a dat mai multe spargeri pe raza municipiului Târgu Jiu. În cele din urmă a fost prins de polițiștii din Târgu Jiu, care au găsit asupra lui mai multe bunuri, printre care și telefoane mobile. S-a stabilit că acesta este și suspect în cazul furtului de la biroul deputatului de Gorj, Dan Ilie Morega. Polițiștii din cadrul biroului de ordine publică Târgu Jiu au identificat un minor în vârstă de 16 ani din județul Botoșani, care în perioada 23 august 13 septembrie a săvârșit mai multe furturi pe raza municipiului Târgu Jiu, valoarea prejudiciului ridicându-se la suma de 19.000 lei. Cu această ocazie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arest preventiv Gorj, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat instanțe de judecată. Deputatului Ilie Morega i s-a confirmat acum bănuiala că un hoț nelicențiat a fost cel care i-a furat două telefoane mobile și o cutie de valori goală. Eu eram convins că era un tânăr destul de pricăjit și, cum l-am numit eu, nelicențiat în ale hoții, pentru că nu a furat decât cele două telefoane care nu le utilizam și erau telefoane nu scumpe, destul de ieftine, telefoanele care se dau pentru cei care vorbesc în grup. Și o casetă de valori care nu avea absolut nimic în ea, nici documente, nici bani. Chiar dacă paguba nu a fost prea mare și a reușit să-și recupereze bunurile, Morega apreciază operativitatea polițiștilor și le mulțumește. Eu vreau să apreciez operativitatea poliției și să felicit conducerea poliției municipale, personal pe șeful poliției municipale, pe comisarul șef birou. Nu pot decât să informez și pe ministrul lor, ministrul administrației și internul pe ministrul Igaș, că există o echipă bună. În mod sigur, suspectului nici nu i-a trecut prin minte că a prădat un parlamentar.